ce faci? Bine, Maria, hai să ne luăm! Ce faci, dragă? Bine, ce bine arăți! Ba da, tu! Știu! Oh my God, intrați, vă rog! Mă rog! Te coafează? Mă coafează, da. Atunci tu să fii gazda. Mulțumesc frumos. Stai liniște că o să fiu o gazdă deosebită. Sunt convinsă. Și tu mă poți vota pe casepecase.storia.ro. Pe mine. Mă votezi? Pa! 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 Ok. Mamă, câta bucătăria, frate. Frumos. Deci aici gătește Anca Dinicu. Mă rog. Aici își comandă mâncarea Anca Dinicu. Ești... Ți-am făcut și lasagna. Vezi, Doamne, comanda, cunosc gospodină. Nu mă așteptam să fie o bucătărie atât de mare, recunosc că simt un pic de invidie, dar îmi trece când mă gândesc că e open space, că eu sunt din aia, îmi trebuie ușă mie. Aici nu e niciun vas în chiuvetă, le-a spălat pe toate. Bravo ei, chiar e ok că spală vasele, pentru că mă așteptam să le spele și să nu lase niciun vas în chiuvetă. Până la urmă, cine ar face așa ceva când știi că ai musafir? Nu știu, eu aș mai fi adăugat totuși aici niște lucruri, adică, de exemplu, niște mileuri, un scurgător de vase. Că altfel unde scurge Anca Dinicu vasele? Să le întrebăm cu toții unde le scurge. Probabil și pune o cârpiță aici, vă dați seama că asta face. Aici are o grămadă de dulciuri, semințe, cafea. Ce să facă și ea? Paharul ăsta care... L-am furat. Paharul ăsta l-am furat de pe plajă. De ce ai avea un singur pahar roz? Pentru că l-am furat. Unde-i setul? Haia. L-ai furat. Când de mine mă cunoaște, nu pot să cred. Deci eu aici în bucătărie, dacă ar fi după mine, aș pune un grătar și aș perpeli niște mititei. Aș mai pune niște chestii. Nu prea are roboți de bucătărie, are doar acest mic blender și un toaster aici. Nu e suficient. În ce, unde face prăjiturile? Ia uite. Hopa. E clară situația. Nu, gătește, mă, uite, are și ăsta. Are astea două. Astea două le are. Usturoi, deci e clar că face mâncare. Unde e frigiderul? Ăla e frigiderul? Ăla e frigiderul în șifonier? A, aici e treaba. Prosecco, lapte, maioneză, creme de față, capere. E o bucătărie foarte frumoasă, foarte modernă, dar acest open space, sincer, nu este pentru mine, pentru că eu sunt genul de casnică care gătește foarte mult, enorm. O friptură nu mi-ai gătit. Serios, nu mi-a gătit niciodată absolut nimic. Când am fost la ea în vizită, a comandat shawarma. Aș putea spune, zilnic, de 3 ori pe zi, familia mea are mâncare proaspătă. Niciodată n-am comandat în viața mea și eu nu aș putea să fac miros în casă. Dar Anca, dacă nu gătește, treaba ei. Deci vreau în primul rând să nu uitați storia.ro, da? casepecase.storia.ro, să mă votați ca fiind cea mai bună gazdă, pentru că am fost sinceră. Aici este living-ul Ancăi Dinicu și vă rog să filmați locul unde Anca sigur aleargă tot timpul pe bandă. Încât, da, am pus niște perne de pe canapea pe ea, nu pot să o folosesc momentan, dar la început o foloseam. Și aceasta este o canapea care e foarte confortabilă, pe care m-a rugat foarte mult să nu mă urc cu picioarele. Da, picioarele jos. Dar nu ești aici, Anca. Ce o să faci? M-am urcat cu picioarele. Ia să văd. Ia să văd ce-mi faci. Sunt niște pereți colorați și niște... fotografii de artă pe perete. Nu știm cine e în fotografii și nu vom afla niciodată. Nu știm cine e. Dar, iată, aici e Anca în fotografia asta. Când îmi lăsase mustață un pic. Și trebuie să nu trecem peste faptul că Anca Dinicu este posibil singura artistă din România care și-a făcut singură bust cât încă era în viață. Haideți în baie. Bartai baia, dacă îmi permite să zic Bartai, dacă nu, mare, mare baie are Anca Dinicu. Marmură pe pereți, marmură blat, marmură în cadă. Vă dați seama să trăiți în acest lux, precum trăiește Anca Dinicu și când vă spălați să vedeți atâta marmură. Imaginați-vă, chiar aici se spală Anca Dinicu, fiecare cu imaginația lui. S-a suit călțată, cadă! Nu știu ce e ăsta.
E de la să scoți bă, are de la să scoți hârtin, baie femeia, n-are hârtin el. Că e o perioadă în care nu-i merge bine acum, dar în general, vă dați seama. Ce e asta? De la de faci baloane de săpun? Da, sigur. Așa fac eu dimineața, mă spăl pe dinți și fac baloane. Și viața e mult mai frumoasă. În ceea ce privește partea de cosmetice și make-up, eu zic că e decent. Mă machiez o oră ca să fiu proastă toată ziua. Dar, dragilor, turul nu s-a terminat încă, pentru că mergem chiar la Anca Dinicu în dormitor. Da, iată, aici ea se odihnește, de acolo îi vin toate ideile, aici se concentrează, aici doarme ea câteva ore pe noapte. Tare frică mie să văd ce-i după perdeaua aia. Că mie că e Anca și mi-e frică să nu-mi primesc pedeapsa că am avut așa mult tupeu să vorbesc prostii. Nu e Anca, e un calorifer. Ia să vedem ce are pe noptieră. Foarte frumos, aici sunt niște amprente de la căței ei, Mini și Ibra, lăbuțele lor, foarte drăguți. Mi se par foarte multe lucruri ciudate în casa asta. E un frigider mic gol lângă pat și o draperie care dă spre nimic pe perete. Aici se ascund super ținutele Ancăi, cu care o vedeți îmbrăcată la atât de multe evenimente și premiere și filmări. Și cămașa asta aș împrumuta-o și eu dacă mi-ar veni, dar nu-mi vine, că mi-e mică. Cea mai frumoasă parte, sincer, la apartamentul ăsta este că în afară de terasa asta foarte mare, care are mai multe locuri unde poți să stai, deci în afară de locul ăsta și locul ăla de aici, unde poate să stea o groază de oameni, este un apartament în București care are un pic de grădină. Dar uite, e chiar mișto cu grădină, chiar îmi place. Se vede că are și ceva plantuțe care au crescut singure. Adevărul e că nu sunt multe locuri în București unde poți să ai și un apartament și confortul unei grădini și o bormașină care merge permanent, ca să nu uiți că ești în București totuși. În concluzie, mi-a plăcut foarte, foarte mult la Anca acasă. Pentru că după ce mult timp am vorbit prostii, mi-am dat seama că o să vină și ea la mine și un pic regret. Dar mie chiar îmi place mult la Anca acasă și vă recomand să mergeți la Anca acasă. Orice ar fi, nu uita să mă votezi pe casepecase.storia.ro. A fost o cază foarte drăguță. A fost drăguță așa, că nu poți zici că n-am fost drăguță deloc. A fost ok.